ce faci? A rămas fără baterii și... Cum a fost până aici? Filmez cu asta, bine, super. Filmez cu ăla, să mă duc. Să fim? E geamul crăpat acolo, să se intre film. Stăm și când pornim să ne mutăm. Astea toate la 100? Da, 100 de toate, nu am promis, am promis, gata, așa e bine, așa e fain. Șosete, da, vezi? Da, mai am o poate. Yeah. Vrei șosete, Madi? Vrei și tu? Nu. Nu? Ce, pentru drum? Da. Pentru drum, pentru coase, ce este, nu strig acolo un lucru. Are interesant. Mai am și un farfecut, un farfecut, dacă vedem, vizeria, unde l-am pus eu, facilit. Dar ceva de niște păpușele de pluș, să îi cumpăr cadou de Revelion? Da, n-am, n-am așa ceva, mai am o pereche, uite așa. Aia e de tun, de vizeria. Ce să faci cu aia, Vlad? Da, nu, 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 șosetele-s bune că e frig acum. Ce faceți de Revelion? Ce faci toată lumea? Ce mai e acolo? Petrecere. O petrecere. Așa, popul, așa, popul. Treci. Mă vin, mă, da. E de la ProTV. Nu, nu, nu suntem de la ProTV. Dar unde îl dai sat? La Antena 1? Da. Nici la Antena. Mai bine vin un pân să fie sate, mai amărât, adică trei. Și lume fără muncă. Ai. Hai de România noastră. Astăzi mergem cu Colindul la Focșani. La cine? La oamenii buni. Ce poți mă dați? Să râdă lumea de mine. Tu zici Colindul? Hai cu Colindul. Ce zici Colindul? Zi deșteaptă de români. Nici parlamentarii nu știe deșteaptă de români. Da? Senatori. Dă o paia mică, că asta sună tare și trezim lumea din somn. Ia lui Elvis Presley. Domnul de redactor de ziar a mai rupt o zi din calendar. În ziar găsești răspuns, chiar dacă ești prea deștept sau cul de ajuns. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Domnule deputat și om de drept, te băteai mai ieri cu pumnul-n piept. Traiul trai și viața e grea, oare când va mai veni și vremea mea? Viața e viață, traiul greu, ai vizat și ai contat pe votul meu. Domnule președinte, șef de stat, nu e chiar ușor de suportat. Oare cum v-ați fi simțit dacă ați trăi pe buche de cuțit? Viața e viață, bani bani, om bogat sau simplu cetățean. Viața e viață, bani bani, om bogat sau simplu cetățean. Și un colim frumos pentru domnii studenți. Deschide ușa creștine, din colindători, din colindători. Împăratina străbună, în prag de sărbători, în prag de sărbători. Bombe, bombe, bombele, una la chitară che li cantare. Bombe, bombe, bombele, una la chitară che li cantare. Una la prima catella era, e la lacrima, una la
latina, ca de la de la de la de la de la latina. Mă feriți că este un beso. Mă pune la de ani, pa 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 pa. Una lacrima ca de la de la de la de la de la de la. Ia te rog frumos, termină. Ei, stop, gata! Ăla să-mi fac treaba sau nu? Lasă-mă în durerea mea să-mi fac treaba. E băiatul jos cu biletele, doamnă. E băiat, mai am un băiat jos. Da, lasă-mi fac eu biletele la băiat. Poftim. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem din veci aici stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici din veci stăpâni. Asta și-o ține pe aici, vezi ce vrei să fac. Hă? Ce zi? Ce poți să-ți fac acolo? Și ține scălată de aici. Asta-i meseria mea și îmi fac datoria. Nu vă supărați pe mine, că mică sunt numai pe mine. Și-ai dat, ai dat de trei ori să-ți miroase figura flori. Și buzele micșurele să muște ca din mine. La 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 la. Draga mea, fată de cantaragiu, am auzit și te știu că vii acasă târziu. Și porți cămașa la brâu, fată de cantaragiu. Și porți cămașa la brâu, și fii acasă târziu. Și ai dat, ai dat de trei ori, să-ți miroase gura flori. Și bucălea micșurele, să nu știi să trebuie. Ce-ați făcut, băie? Sunteți artiști? Bineînțeles. La mulți ani. Nu mă luați pe mine în obiectiv, nu mă luați pe mine în obiectiv. Da, da, cum e? Nu-i voie nici să, nici să filmați. Ceva ilegal. Cu artiștii, dacă dumneavoastră vreți, cu artiștii, cu artiștii. Nu e televizor asta. E și așa. Pentru un loc, cum sunteți, sunteți în timp. E bine dumneavoastră cu mine. Nu, domnul. Mi-a preferat un gen de muzică ceva? Asta e foarte bun. Prefera ceva? Bun. Spune ce prefera și tăsul. Da, asta de veselie, de an nou. Dorodeca, asta e seara seremală. Da, mi-a bravo! Asta e seara. Seara mică. Hai de gândire, 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 hai de și acum sigur unul te-al va reclama. Bate noaptea cineva parul la ușa mea. Dacă e poliția, ce mă facă iar mă ia? Bate noaptea cineva parul la ușa mea. Dacă e poliția, ce mă facă iar mă ia? Hai de gândire, hai de-n-na,
Că nu stăm mult. Ce e aici, mă, Focșani? Hai, bă, că nu stăm mult ăsta aici. La mulți ani! Trebuie să fie.
dânsa. Și mai dai aceea la? Dacă poți? Da. Mersi. Și ce faceți în seara asta, noapte de revelion? Șefiriștii. Șefiriștii. Șefiriștii sunt ca miniștri, ei muncesc în continuu. Munciți în noaptea asta. Da, da. La datorii. Nu, domnul Costică e aici, în dreapta. Așa o căzutură. Filmați-l pe domnul. Da, ia-o-ți, bine. Da. Uite. Acum și râdul dumneavoastră. Acum, să uite. Te văd eu pe tine acum cum ești. Te văd eu pe tine ce bărbat. Călzat pe doză. La unde mergi? Până la Iași? Baia unde? După Baia Mare. Pe partea Sucevii. Cluj. Luăm ăla. Iași, Timișoara. Da, 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 da. Iași, Timișoara, da. Și, da. Și ne petrecem revelion acolo. Da. Da, ajungem la Cluj. Dimineața. La 4 ajungem în Cluj. Dimineața. În Cluj. Da. Frumos. Și aveți ceva pentru gușă, pentru... Avem o șampanie pusă deoparte. Da, ajunge. Mai am ce ceva pus să... în celălalt compartiment. Cu ăsta, ce faci? Să gustați, să vedeți cum e. Dacă no, poate, no, sau să veți în timpul serviciu. Suntem în timpul serviciu, nu. Băcat, cam o palincă din Ardeal, de calitate. Dar de unde sunteți deloc? De din Bistrița. Acolo e. Patra palinci acolo. Acolo e. 60 de grade. Da. Acolo, da. Bună. Dar vă opriți la Bistrița, nu? Dimineața. Ajungem pe la Baia Mare mâine dimineață. Da, de ce v-ați ales, domnule? La Sibiu în seara asta. De ce v-ați ales să... Și să fiți seara. Mai mult singuri. Am vrut să vedem cum e noaptea de revelion pe tren. Cum e revelionul pe tren? Nu circulă lume? E puțină lume. Puțină lume. Mai aglomerat va fi dimineața, când încep să retragă. De pe unde iau... Mai ales mult dimineață, nu prea o să fie nimic. Dar cine e pe tren de revelion? Pe ce șansă aveți să găsim? Șeful de tren? Vă puteți duce pe... Vă duce șeful de tren? Mecanicul. Să vedeți mecanicul, frate, că... Deci cum s-ar chema profesia? Cameraman. Cameraman. Ceva frumos. Da, e frumos. Ceva da, frumos. E frumos, dar să te duci dacă pleci în alt, cum era ăștia, cum a fost prin Kosovo, prin asta, prin asta. Și în țară, le-ai văzut, sar la bătaie. Afganistan. Da, ai ocazia să faci să te asta. Da, bă, ce mai avem? Deja primul stat care a intrat a fost o insulă pe Noua Zeelandă, pe urmă a fost în Australia. La ora 12, la 11, 12. Da. Le dau un 4? Sau un 5? Da, le-n 4, da. Vezi că dacă trișezi, se vede exact. Pontează-ne acasă, că pontează. Mă, în dimineață... Mă, în dimineață plătim. Plătim, da. De câștig, e? Am venit în gardie sau să mai la urmă? Sau uite în curie? Ai dus cu cursa el. Stai, că e sărbătoare. Nu. Și trenul până unde merge? Până la Iași sau la Iași? La Iași e capăt. Ăsta e București, Iași. La Timișoara la cât e? La 8? Fără 8 și 20. 20 pleacă. 20. Din nord. Din nord, din gara din nord, știi? Păi nu nord ajungem acum? Aici ajungem. Nu, gara veche și vă duci în gara nouă. Ajungem. A, nu-i departe. Nu-i departe. Vă duci pe jos? Mergeți! 2-3 minute până. Hai cu Ani Viorel, matale ești. Nu-i departe, nu-i departe. Nu-i departe. Ești cu 10, pentru început. Ia și eu cu 9. 10 dau și eu. 9. 7 dau și eu. S-a uitat urât. Băi, i-a făcut semn. Hai, pute mai până. Încă una. Dacă are Costic una. Bravo. Gata, să cinci. Leo Preda, da, să te contesc, pe tine nu vreau să te uit. Pe mine nu.
Mai uite pentru mine, pentru Costic, nu? Păi eu la Bârlad am făcut așa, am făcut pe 25, 26, pe 27, 27, 28. Tot Crăciunul l-am făcut la Bârlad. Cu vestiri. Dar de unde vestiri? Am făcut 25, care era normal, și 26. 26, 5 ori. Da, da. Nu ai fost anii 26. La mulți ani, transmis și lui Rodica din partea mea, la mulți ani. Mă gândesc, 1602, rămâi și tu, Cosel? Nu rămân. Nu, rămân dacă nu... Dar el să duci cu săgeata. Da. N-are vin, n-are nimic. Corect. Trebuie să fie frumos tare la 12 noapte. Da. În Piața Unirii, la... Noi, Palat. La Palat, Palat. Faci scenă acolo. Da. Muzică. O perietă ceva, simfonic. Mai de pahar așa, mai vesel. Bach. Da. De aici trebuie să vadă și palata, da. A, multă lume. Dar care e un loc? Mă iertați, care e linia 1A? Asta e linia cum a partea. Dar cel de Cluj, care pleacă spre Cluj? În partea aia altă. Aia care cu patra doua ne plecați. Da. Și cum adică în partea aia altă? Acela de acolo, nu? Da, da, în gara cealaltă. Auziți ăștia pe altă gara. Te-ai mai uitat la ceas? Nu. Păi da, dar în locomotiv a fost mai am intrat decât... Uite aici. Se vede? Fii mers. Se vede? Concert Company. Asta e Banca Transilvania. Da, dar am, sunt mers în Concert Company la, la Onești. De ce faceți Revelionul în tren? De ce fac? Pentru că nu am bune, n-am familie, n-am... deci am vin de la Iași ca să investesc în oameni și acolo plec la Câmpul Mădovărești, acolo am investit tot în oameni și ei au nevoie de mine. Adică acolo voi revigora industria încălțămintei, voi revigora filatura, fabrica de lemne, fac... IPEG-ul, care este foarte important pentru și alte și drumul care duce către Vatra de ăsta cum se cheamă către munți, către uite că îmi scap acum. Ce fac eu? Mă numesc Viorel Munteanu, sunt directorul firmei Concert Company și investesc în oameni, în biserici, școli, cămine, facultăți, școli cu profesori performanți, o fabrică de medicamente, fabrică de industria chimică, fabrică de mic mobilier. Ți-am spus că ai grupa A2 sau 01 și el are, ai zis că are B3, dar nu are B3, are A2. Așa știu, că am B3. Nu, ai A2. Corect, dacă erai B3, erai cea mai curvă, nu puteai să trăiești, nu te suportam eu. Adică toți oamenii cu B3 sunt oribili? Hai de mine să... Păi sunt o pătrime din populația planetei. Nu. Nu sunt o pătrime. Oltenii sunt B3, cele de la Vama sunt B3,
care sunt curve toate și găinile acolo sunt curve. I-am avut o femeie care a fost, dar nu era, acolo n-a fost curvă, n-a fost. Mai de capă, mai bine era curvă că era mai bine. Că trăiam cu ea, am trăit 15 ani. 15 ani și am un băiat care este medic în chirurgie plastică operatorie și... și... m-a uitat. De ce m-a uitat? Pentru că nu i-am dat casa. Casa nu i-o dau decât în momentul când se însoară. Casa este a mea, a soției mele, foste soții. Eu stau pe drumuri. Eu stau pe drumuri, efectiv pe drumuri. De când am o casă la, la câmpul, la... Deci am o casă la, la mama la Sascut, nu mă împac cu ea pentru că e geamănă și vrea numai pe a ei. Și... am plecat de acasă. La Bacău este mama care are 85 de ani. Eu respect că este icoana vieții mele. Dar este rea. Adică nu e rea, are o energie negativă constructivă. Ce am făcut în aceste județe? Am avut așa foarte multe greutăți din cauza hotelierilor, că îmi cer bani numerari. Eu nu am tot timpul bani numerari, pentru că nu pot să por la mine. Mi s-a furat 400 de milioane de lei. Și am rămas fără bani, nu am rămas fără bani, că am 700 de miliarde, dar banca mea este la Bacău, acolo unde sunt acești bani, la o bancă care nu dau numele, nu prea, e Stratega. În momentul când o să dea guvernul și ceva, câți bani ne-am dat eu, atunci voi deschide contul și voi investi în oameni. Până atunci nu. Am vorbit cu prim-ministru la Câmpul Moldovenesc, care a zis, domnule ministru, de-a sunt așa, 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 așa. Adică mă numesc Viorel Munteanu, sunt director firmei și vreau să investesc în oameni. Și a spus, aduc proiectele. Voi aduce cât de curând voi aduce proiectele, în jur de 26 de proiecte. Adică voi face module. De o fabrică de prefabricate, o fabrică de produse finite, produse finite din lemn forjat, produse finite din piese de turnate și ce mai. Deci sunt urmărit de serviciile secrete de aproximativ 6 luni de zile. Pentru că sunt o persoană, eu am fost mercenar. Adică? Am fost în Guiana franceză din 92 până în 95. Și s-ar putea, cam, cine m-a subvenția, e Gabriel Păruschi, Ucin Harășo. Eram odată la Sinaia și mi-a spus un jidan de acolo care conduce hotelul Sinaia și a zis, tale, vreau să vă arăbați numit, așa nu. Dar știți că aveți interdicție în Turcia? Da. Nu, n-am zis că nu. Și mi-am dat seama de ce aveam interdicție. Am fost cu o fostă concubină de mea, care a cărui băieți spărgea bancomate. Deci așa. Și m-am flashat. Pe mine a fost urmărit de la graniță, urmărit de serviciile secrete. Ce-am făcut, ce așa mai departe. Însă nepotul meu știa exact cum am dus în magazin, dar eu n-am furat. Ei au furat. Deci se ducea cu bancomate și lua tot felul de lucruri. Și am avut și eu niște lucruri, dar nu le mai am, că n-am vrut să le port. Și în momentul de față m-am despărțit de ultima femeie, am avut 4 femei. Și cred că o voi găsi o pe a cincea, care va fi până la sfârșitul vieții mele. Ce să vă... Mi-a murit un copil. Călcat de mașină. Am omorât o femeie. Așa... Hai că vă mai povestesc ceva. Am omorât o femeie. Cum adică? Am accidentat-o mortal. Pentru care am plătit 25 de dolari în 95. Dar în 96 mi-a murit mie copilul. Deci la un an de zile, deci asta e soartă. Eu mă numesc Munteanu, putem tai față pe zile verbal și gata. Am da. CNP-ul, am tot. Nu, trebuie să-mi prezentați un buletin, că nu am poliție. Nu am, mi s-a furat. Am anunțat la poliție, am anunțat tot. Doamne, dumneavoastră aveți un caz sau aveți vreo... Deci nu am nicio... Deci, cum să vă spun eu... Deci nu sunt... Și unde coborâți la Câmpul Lung? Da. Și aveți să vă achitați un bilet în tren? Nu am niciun lucru. Deci, în momentul nu am niciun leu. Și nu aveți nici buletinul la dumneavoastră? Nu am un card care îmi dovedește că eu sunt Munteanu Viorel. Bun, dar dați-mi buletinul, vă rog. Nu mi s-a furat. Dacă mi s-a furat buletinul, ce să fac?
poliția nu mi-a dat, m-a chestionat la Iași. La Iași mi-a dat, m-a amprentat, nu mi-a dat un ac la mână. Băi, dați-mi un ac la mână ca să nu mi-a dat. Că-s prost, că-s milițien. Da, bine, asta nu... Da. Ei, vă spun care sunt date, uitați, eu sunt Corsair Company, ăsta e actul meu de nu, rază. Nu, are, deci în afară de buletin... Nu am. Nu puteți să-mi dați, nu mă interesează nimic altceva. Nu am. Dar vă dau CNP-ul, vă dau tot, puteți să vedeți. Chemați poliția? Chiar dacă mi-l dați, nu pot să vă întocmesc procesul verbal după CNP-ul. Dar puteți chema poliția? Asta pot să fac în orice stație. Chiar nu. Chemați poliția sau nu? Nu mă deranjează, chiar nu mă deranjează. Mânziți ăștia, nu mă deranjează. Așa, mânziți. Ei vin numai dacă să-ți ia bine, capat. Eu nu vă cred că aveți autorizație. Dar și... n-am avut să dăm să autorizație. Păi aveți autorizație prima oară. Da, bine, am avut ca la plesteală așa. Da, nu merge la plesteală așa. Mie trebuie să dați ori buletinul, da. Ori mi-a chitat o sumă. Bani nu am, buletinul nu am. Deci vă spun exact și vă spuneți după ce spun eu. Nu corespund? Nu. Atunci chemați poliția. Ar trebui să vă cobor la prima stație din tren, știți? Dacă mă cobor, ce faci? Eu ajung dimineața la Câmpul Lung, acolo mă așteaptă băietul meu. Da, să știți că la prima stație am să chem poliția să vă identifice. Da, exact. La mulți ani! Faceți revelion în tren? Nu, plecăm acasă, domnițe. Mergem acasă, am colindat pe aici, prin oraș, acum mergem acasă la Bucurasca. Dumneavoastră, unde sunteți? Ne-am București. Sper că nu mă supărați că v-am pus întrebare. Da, pentru șampania asta fac revelion în tren, să știe, din partea lui Gigi Becali. Puteți să vineți acolo să filmați, dacă se poate. A dat 1000 de euro. Poftiți aici, așa, mergi de acolo. Că bărbatul-i păpăra, face la 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 la. Să mă dacă pare, la lume, pătâlnă ta. Că bărbatul-i păpăra, face la 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 la. Un an fericit și tot ce mai frumos ca toți anii care au fost. Ce poți da să la televiziunea asta? Bun, la mulți ani! La mulți ani! Sărbători fericit! E ca să-mi șelam tot așa fericiți! Da! Unde mergeți? La Cluj? La Cluj. Și dumneavoastră? Tot la Cluj. Tot. Ești clujan? Bistrițean. Din Bistrița? Păi, dar nu-i departe Bistrița. Dar ce faceți cu aparatul ăștia? Facem un reportaj cu oamenii care își petrec revelionul în tren. Aaa, vă dă multă fericire. Mulțumim. La toată lumea, nu numai la noi. Mulțumim. E bine că nu sunt oameni beți. Au fost câțiva, dar au mai coborât. Dar mai coborât. Dacă te păzești și Dumnezeu te păzește. Bine că sunt coborât. Mări gălăjiera. A venit tante asta, zic, hai tante, stai aici lângă mine, că mi-e urât, mai scoatem câte o vorbă. Ca mamă. Da. Aoleu, sănătate. Și cum de petreceți revelionul în tren? Ei, foarte bine, ce să faci. Mergem acasă la familie. Dar cum s-a întâmplat să vă prindă taman pe tren asta? E,
mai omul mai merge după bani, să face bani. Eu lucrez cu tine chijerie și îmi datora ceva bani și, mâine, și eu am așteptat. Mi-a dat banii omul și plec acasă. A meritat să așteptați pentru banii ăștia? Păi da, au fost 60 de milioane. Da. Nu, 5.000, 2.000. Am lucrat o lună de zile. 4.000. Începeți anul cu bine. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Să lasă bunul Dumnezeu o pace în lume. Că vine sfârșitul lumii. Dar v-a mai prins vreodată anul nou de parte de familie? Niciodată, sau? Niciodată. Mi-am dat telefon ca ajun, cu ajutorul lui bunul Dumnezeu. Și se supără cei de acasă? Nu. Că... are de toate cum s-au luat Dumnezeu. Cum se supără? Decât singur eu mă lipsesc, restul toată familia e în casă. La tante asta săracă i-a murit. Cine s-a murit? Cumnată. Dacă ești traznubă și ai credință, Dumnezeu te păzește. Dacă îți spune bună Dumnezeu, păzește-te că te păzesc. Cere că vi s-a dat. Pun un pas la mine, eu pun 10. Citiți Biblia. Să vedeți ce spune Biblia acolo. Ce scrie ăla e tot așa. Nu bezi? Nu bezi deloc. Deci bere fără alcool. Sucuri, cafea asta. Ce credință sunteți? Sâmbătar. Și toată familia? Pe parcurs, nu pot să le oblig pe, pe băiatul și nora. Le-am zis frumos, cu frumosul nu. Cu rău nu se poate. Dacă vrea, vrea. Dar eu totdeauna eu sunt de acord să fie. Carne de porc nu mănânc. Scrie Biblia, dacă mănânci carne de porc, poți să mănânci șobolan. De vită, de pui, de curcan, de vită, așa ceva. De miel, de oaie. Eu nu mănânc carne deloc. E foarte bun. Vegetarian. Nici pește, da. E foarte bine. Dar ești credincioasă? Crezi în Dumnezeu? Nu. Eu... dar credința nu... credința. Nu, nu poți să te... credința nu... nu poți să ți-o inventezi. Credința vine singură. Nu vine singură, să spun. De ce? Dumnezeu spune. Când Dumnezeu a spus... unde mă aduceți minte de mine, între voi, doi, trei oameni, sunt lângă voi, în mijlocul vostru. Pe mine poți să mă minți, dar pe bunul Dumnezeu nu poți. Dar nu te supăra, fata mea, te rog frumos. Eu am fata așa bătrână ca ma tale, la 35 de ani. Mulțumesc la toată lumea. Mă asculți ca de pe dată tot să asculți. Eu de 12 ani sunt pocăit. Și asta, Doamne, iartă că ai zis un păcat. Dar trebuie să te întorci la bunul Dumnezeu. Vine sfârșitul lumii și pe oamenii cei buni, care-i credincios, te duci în rai bunul Dumnezeu. Și aia dar pe veci. Dar credeți că doar oamenii credincioși sunt buni? Sau toți oamenii credincioși sunt buni? Sau nu sunt oameni foarte buni, dar care nu și-au găsit credința? Deci eu nu pot să judec numai bunul Dumnezeu. Deci care-i credincios la sâmbătă? Deci, ăla, dacă ține și are încredere, Dumnezeu ține cu el și te scoate din orice. Deci trebuie să te rogi, dar nu, să, cum să zic, să fii, în, să fii în pantalon și în cămașă. Așa primește Dumnezeu rugăciunea. Încearcă și roagă-te. Și roagă-te în bolnav, în toată lumea și apoi în familie. Și vezi cum ține bunul Dumnezeu cu dumneata. Fă o încercare, ascultă-mă pe mine. Dar cui să te rogi dacă nu la crezi? La bunul Dumnezeu și la Iisus. Când vine năcazul, vine ploile, vine distruge, ce face? Doamne, strigă toată lumea la Doamne, așa-i? Așa-i.
Se întoarce spre Dumnezeu, da, când e mai greu Acum, până nu-i târziu, vine sfârșitul lumii și se închide ușile de la casa de rugăciune. Ascult ce spui eu. Întoarce-te la bunul Dumnezeu. Roagă-te numai și vezi ce liniștitor. Când noaptea, dar nu lângă pat, mai încolo de pat, unde dormi. Și în gerunchi să stai. Dar fă o încercare numai, o dată, de două ori și vezi cum. Nici eu nu-ți spun cu răutate, dar mai bine să nu mai zici vorba asta, că nu crezi. Dar e adevărul, chiar dacă o zic sau nu o zic, dacă există un Dumnezeu, o știe, nu? Sigur că da. Ai văzut ce a zis și baba? Să te voci la vorbă. Nu copii, dar... Vorbă nu-i bună. Ei, nu știe fata, nu știe, are cultura, ei... Poate nu știe, sau poate părinții... De ce pune în televizor să mă asculți? Dai voi un pic, mama, și cer mii de scuze. De ce pune bunul Dumnezeu, dumneata, vezi televizorul? Cum se roagă lumea? În biserică. Și spune de bunul Dumnezeu și în televizor pune. Că va veni timpul ăla și oamenii ăia canibali. Și aia știe de bună Dumnezeu, în pădure care n-a văzut pe nimeni și are credință. Dumneata, nu vedeți televizorul? E. Trebuie să ai credință, fata mea. Fără credința nici părul din un păr. Profesorul la noi, tot așa, nu avea credință. E. Nu avea, era răuteșios așa și umlișos. Da? A venit o ploaie mare. Da. Trăsnit așa, chiar în poarta noastră acolo. Ascultă-mă ce spune. O trăsnit și a căzut jos. A murit. O căzut jos. Nu a murit. Nu a murit. S-a ridicat și face, Doamne, Maică, Domnule. Dar nu-i bine nici cu ce să faci. E, cum să nu-i fi? Nu-i bine, mamă. Nu-i bine să faci nu, nici? Nu, scrie Biblia. A, nu. La sâmbătar nu-i bine. Știi de ce să mă asculți? Că atunci când faci cruce, atunci ești bajul de Iisus. Când bași cruce, el a fost răstănit pe cruce. Nu, asta scrie Biblia, mă. Ia Biblia când te duci acasă și citește. Știu, vezi că toate le găsești ce spun eu. Toate cea mai mică. La noi nu e așa. Mă rog, fiecare cum poate. Noi suntem ortodoxi, ne rugăm, facem cruce, stăm în genunchi. Da, că te rogi, asta da, înțeleg, nu ne faci. Că așa se dă la noi, la ortodox, mă rog, iată mâncare de pește. Eu nu că zic că dumneata ești un botist, că te-am spus că am fi eu acolo la noi. Hai să adun sâmbătă la biserică. Dar știi ce spune încă bunul Dumnezeu? Da. Jur că nu vrea moartea păcătosului. Întoarce-te la mine. Nu, așa am născut, așa am crescut. Mă rog, fiecare cum știe. Nici eu n-am știut. Dar când am auzit și între noi, gaborii, la noi așa spune în Ardeal, gaborii, ungurez, mulți oameni suntem pocăiți. Știu. Mulți, foarte, foarte mulți. Da. Și cum a fost anul ăsta ce a trecut? Bine a fost mulțumit la Dumnezeu. Păi întreagă toată lumea, nu a venit sfârșitul lumii. Dar credeți că o să vină curând sfârșitul? Vine sfârșitul. Vine. Că scrie Biblia, când va veni timpul, că la vame, când treci să mergi în străinătate, mergi cu buletinul sau fără. Mergi așa, ca exemplu, ne-am urcat în tren din Iași și mergem până la Cluj. Așa o fi în orice țară. Atunci ai aproape sfârșitul. Vine sfârșitul lumii. Nu-i departe. Nici Iisus nu știe. Numai singur bunul Dumnezeu. Și de ce? Sunt oamenii prea păcătoși de asta vine? Da, prea păcătoși sunt. S-au răit. Foarte răi oamenii. E păluvat. Te vede frate tu că ești, ai o casă, ești bine, ești aranjat. E deja invidios. Nu trebuie străinul să fie. Sunt frate din familie. Nu e așa? La mulți ani, frata mea. Trăiești? Cu frații, cu părinții tăi. Dar să nu mai zici cuvântul ăla. Mă asculți? Da, că nu mai zici, frate. Să nu mai spui. Trebuie să ai credință. Și-ți doresc la mulți ani.
Am vrut să facem mai multe lucruri așa, că poate așa o să fie și în anul, și la anul, în 2008, da. Da. Vă prinde anul nou în tren. Da, cam așa ceva, da. Exact, da, avem o sticlă de șampanie, la 12:11 ajungem. La cât? La și 11, ajungem acasă. La 12:11. Unde? În Câmpul Lung. Dar suntem hotărâte să fugim de la gară până pe platou. Ca să prindem artificii. Da. Dacă reușim să mai prindem. Și la, la Suceava ce concert? Concert în centrul orașului. Au ceva fost... mai complex, așa, da. Mai multe stiluri de muzică. A fost și ceva muzică populară. Și Pizza au cântat Pizza de Vie și formații străine ca Underdog Project și Pacianga. A fost făinuț, da. Mai ales Vița de Vie au cântat foarte fain. Aha. Oricum era să pierdem trenul. A, să da. Rămânem pe stradă la Suceava. Întâmplarea a făcut că am ajuns în ultimul moment cu un taxi și... Am ajuns în gara greșită, da, și am luat taxi până în gara corectă și când ne-am coborât din taxi, trenul o căpăta viteză și a țipat un om, a vorbit prin stația lor să oprească trenul ca să... Da. Foarte drăguț. Sunt trei domnișoare, oprește puțin. Și nu e așa, în ultimul moment. Ei, na, acum nu mai contează formularea. Păpușele. Asta așa ca să-l impresioneze, probabil, pe ca domnul. Ca să oprească. Da. Doamnă, da, te doriți! Nu-i încă 12, nu-i 12! Filep senine! Nu-i 12. Da, eu cobor acum. Ah. Cobor acum, la mulți ani! 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 De date, de vremea mea, dar tot ce dorit, zile cele, de zi fericit, e la mulți ani să trăiți! La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani! Să trăiți! Mulți ani! Vă deschid chiar dacă sunt vinți? Nu știu. Eu... Dacă desfac eu. Să vedem cât e ce. A, vă pricepeți. Dar cum să nu? Oho, se vede. Fugiți. Ai, e fără două minute. Nu, nu, da, nu agita. Dar are ceva că merge în sus capacul? Nu. Nu? Nu, dacă o desfac eu dacă vreau. Bă, că sparg o grindă. Câte ceas? Aveți un ceas? Fii cu noroc. 7 ani în Ghinea. Fără un minut. Da, merge. Dar la merge bine asta noastră. Nu agita prea tare, dacă te desfăr. Dar să nu pierdem momentul acela ceas. Dacă te desfăr un minut, Magda. Nu prea mult. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericit să trăiți. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, dă cu asta desfac eu. Că vă e frică, bă. Dar nu mai agita. La mulți ani! Acum scoate două pământ! Da, s-o deschidă mai bine! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Să nu sărit! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani! La mulți ani! La mulți ani fericit! La mulți ani să trăiți! Mulți ani! Și eu, și eu, și eu, și eu! Copiii mei! La mulți ani! 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 Anocu vene! Băi, copiii mei, să trăiți! Sănătate! Copiii mei, de la SRI, să trăiți! Serviciul la SRI! Tot academii, dar nu SRI! Ce facultate faci? Da, sincer, medicină! Eu spun că vei avea cel mai mare succes, că sunt paranormal! Da? Da! Cel mai mare succes! Mai mare, wow, succes. Ce tare! Nu mai adui! Da? Da, eu sper să fie ok! Eu să va fi full option! Full option! Unde mergeți voi la Câmpul Lung? Da! Păi eu la Câmpul Lung cobor la zimbra acolo! Alea, să vezi ce fac eu! Haideți noi alergăm de la gară! Da! Foarte bine! Dar eu credeți că stau... Alergați la Câmpul Lung? Fac școli, fac facultăți, fac biserici, fac bănci. Arhitect.
Inginer? Nu, sunt inginer tehnic. Dar sunt om de afaceri, am marketing în sânge. Deci vând orice. Preponderent vând produse petroliere, dar la fune. Și acum, banii care iau, îi voi investi în voi copii. Aici nu. Ia stat la puțin ca să schimb pe meu. Ca o produsă. Ce schimb? Nu știu. Da. Nu, mă gândeam. Cum vi se pare? Cine, domnul? Paranormal. Asta este cuvântul care îl definește, zic eu. Păi mi-a zis că o să am succes, nu știu ce, și eu știind că am să am, mă gândesc că e paranormal. Nu. Nu. Eu vreau să deschid pe cealaltă. La mulți ani! La mulți ani!